Biserica Speranța, vă spunem un bun venit, bine ați venit la casa Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați și dorim în dimineața aceasta să aducem laudă Domnului nostru. Îmi place să cred că toți am venit aici cu acest scop comun, ca să lăudăm și să înălțăm numele Domnului, amin? Nume care este mai presus de orice nume, acest nume minunat care Domnul nostru Iisus Hristos și l-a câștigat, i-a fost acordat de Tatăl, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, spune Biblia, celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul, glorie Lui. Haideți să ne deschidem inima și să lăudăm pe Domnul. Doamne, ți-aducem închinare. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului în veci de veci, nume vrednic de laudă, nume în care ne-am adunat și în dimineața aceasta să-L glorificăm, să-L lăudăm, să-L preamărim. Este numele Celui Atotputernic, Dumnezeu din veșnicie, în veșnicie glorificat să fie numele Lui. Aș vrea să citesc, iubiții mei, frați și surori, un cuvânt din Sfânta Scriptură în debutul slujbei, din Cartea Psalmilor, de la capitolul 34, cuvânt care spune astfel: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure.
Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puidele o duc lipsă și le e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Amin. Aș vrea, iubiții mei, să mergem într-o primă rugăciune înaintea Domnului, să lăudăm pe El pentru bunătatea Lui, să-L glorificăm la fel cum ne îndeamnă salmistul în primul verset, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Haideți să ne gândim la dragostea Lui Dumnezeu, la bunătatea Lui, la iubirea Lui cea mare. Haideți în dimineața aceasta să intrăm pe porți cu laude în prezența Domnului, să ne deschidem inima, să cerem prezența Domnului peste tot ceea ce se face aici, să cerem prezența Duhului Sfânt peste inimile, peste viețile noastre, peste slujirea care va avea loc în dimineața aceasta, cântare sau îndemn și orice slujbă care se va face spre slava Domnului. Haideți să cerem prezența Domnului, să ne închinăm înaintea Lui. Amin.
Gata mi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Acest lucru vrem să-l facem împreună dimineața aceasta. Haideți să ne conectăm cu cerul în dimineața aceasta și să spunem: Domnul pentru mine a murit. Slavă Lui. Cântăm împreună.
Slăvit să fie Domnul! Îl lăudăm pe Domnul nostru și mulțumim că încă o dată ne-a dat harul acesta atât de minunat să ne aflăm în casa Lui. Faptul că suntem aici înseamnă că Domnul încă ne iubește, Domnul încă e cu noi și îi dăm slavă pentru toate lucrurile. Ne mai stă în față o rugăciune și mă uitam la pasajul acesta atât de minunat din Cuvântul Lui Dumnezeu, la psalmul pe care împăratul David l-a compus și ni l-a dat nouă în ziua de astăzi, să-l avem și noi. Și mă uitam chiar la primele cuvinte ale psalmului, meditând la ele, am spus, sunt cuvinte mari, cuvinte îndrăznețe. Să poți să spui, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, îți dă și o responsabilitate. Pentru că de multe ori s-ar putea doar să spunem de pe buze, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, și s-ar putea când suntem în încercare, când suntem în situații mai grele, poate să nu binecuvântăm pe Domnul, neveghind sau nestând înaintea lui Dumnezeu așa cum El ne dorește, s-ar putea să îl întristăm și să cârtim, poate, în situațiile acelea. De aceea am spus că cuvintele acestea sunt de o mare responsabilitate și aș vrea ca în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului, într-o rugăciune de mărturisire, să venim înaintea Lui cu stările noastre, cu ființa noastră în întregime și să-i aducem Domnului starea noastră pe care o avem. Bineînțeles că Domnul ne cunoaște și ne știe mai bine decât ne știm chiar și noi înșine, dar Dumnezeu vrea de la noi să fim sinceri, să venim cu sinceritate și să recunoaștem acolo unde suntem deficitari, acolo unde poate nu am trecut testul, examenul. Dumnezeu vrea să ne crească, Dumnezeu vrea să ne maturizeze, Dumnezeu vrea să ne desăvârșească astfel încât să putem în orice vreme cu adevărat să binecuvântăm pe Domnul, să se folosească Domnul de noi și să fim o unealtă și un vas de cinste în mâna Lui. Împăratul David a declarat lucrul ăsta și a spus, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Aș vrea ca și noi să putem spune, și în dimineața aceasta, dar și de azi înainte, pentru tot restul vieții noastre, că vom binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Un om am găsit pe paginile Sfintelor Scripturi care a făcut lucrul acesta și omul acesta este Iov. Un om care a fost încercat de Dumnezeu la maxim. Un om căruia i s-a luat totul. S-a atins cel rău de el. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta, doar viața nu i-a îngăduit Dumnezeu celui rău să-i ia lui Iov. Dar Iov a fost atât de încercat încât chiar în situația când soția lui spunea, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori, el a spus, vorbești ca o femeie nebună. Să accept de la Dumnezeu binele și să nu-L iubesc pe El și când e rău și când e greu. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, ca în rugăciunea aceasta să venim înaintea Domnului cu sinceritate. Și dacă cumva suntem deficitari la capitolul acesta, să îi spunem Domnului și să rugăm ca El să ne dea puterea aceasta, să putem în orice vreme să-L binecuvântăm. Pentru a-L putea binecuvânta în orice vreme, înseamnă că noi am înțeles și am acceptat întotdeauna voia Sa. Chiar dacă voia Sa ne place sau nu ne place. Chiar dacă ne convine sau nu ne convine. Noi trebuie să știm că așa cum lucrează Dumnezeu, e cel mai bine pentru cei ce-L iubesc pe El. Împăratul David spunea mai departe că a căutat pe Domnul și a răspuns, l-a izbăvit din toate temerile mele. Vreau să vă spun și eu în dimineața aceasta, căci și eu la rândul meu, când l-am chemat pe Domnul, Dumnezeu mi-a răspuns, Dumnezeu m-a ascultat. Faptul că stau în dimineața aceasta în fața dumneavoastră e o minune. Am mai spus odată lucrul acesta, când aveam vârsta de 5 ani și jumătate, nu eram întors la Domnul și am trecut printr-o încercare de aceasta, de ordin medical și medicii au spus alor mei, când aveam doar 5 ani și jumătate, pregătiți-vă de înmormântare, noi nu mai avem ce să facem. Dar Dumnezeu a lucrat la rugăciunea bunicii mele, așa cum ea l-a crezut pe Dumnezeu, cum l-a cunoscut, a spus, Doamne, dacă existi cu adevărat, vindecă-l pe Claudiu și eu mă întorc la Tine. Să știți că Dumnezeu a ascultat rugăciunea unei femei sincere, care iubea nepotul și vroia binele nepotului ei. Aș vrea ca să rămânem încredințați că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu își face voia Sa, dar noi să stăm la dispoziția Lui, noi să acceptăm voia Sa și să ne lăsăm prelucrați, modelați de Dumnezeu, pentru că asta vrea Dumnezeu de la noi. Când îți întorci privirile de El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și el scapă din toate necazurile lui. Încă o dată pentru mine se accentuează ideea aceasta. Când sunt în nenorocire, în necaz, în strâmtorare, eu să strig către Domnul. Dar ce să strig? Cum să strig? Să nu strig a cârtire, să nu strig a întrebări nefolositoare, să nu mă cer cu Dumnezeu, ci să strig ca El să mă ajute. Să strig către El ca El să-mi vină în ajutor, ca El să fie de partea mea.
Și în încercare El să-mi dea biruință. Aș vrea ca și noi să facem lucrul acesta în orice vreme. Să ne cercetăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și cu privire la lucrul acesta. Când trecem prin încercare, să putem să acceptăm voia lui Dumnezeu și să putem să îi spunem lui: Doamne, fă Tu ce știi, fă Tu ce vrei, cum vrei Tu. Dar Te rog, ajută-mă să nu mă depărtez de la Tine. Ajută-mă să nu fiu lepădat de la fața Ta, ci ajută-mă să pot să cresc, să pot să fiu mai curat, mai sfânt, așa cum Tu dorești de la mine. Și cuvântul Domnului de asemenea ne face o invitație în dimineața aceasta: gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Uitați-vă ce fericire minunată ne dă Dumnezeu în dimineața aceasta, dacă noi ne încadrăm în categoria aceasta. Să fim oameni care să ne încredem în Dumnezeu, oameni care să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, dar, repet, nu doar de pe buze, ci din adâncul sufletului, din adâncul inimii noastre, cu toată ființa noastră. Am cântat și am spus că Îl lăudăm pe Domnul cu tot ceea ce suntem. Lucrul acesta, de asemenea, denotă o foarte mare responsabilitate. A spune că Îl lauzi pe Domnul, că Îl cinstești pe Domnul cu tot ce ești, cu toată ființa ta, înseamnă în toate domeniile vieții, în toate categoriile, în toate lucrurile, în toate privințele, și în purtare, și în vorbire, și în îmbrăcăminte, și în trăire, și în relația cu cei din casa noastră, cu cei de afară, cu cei din biserică, în raport cu slujitorii casei Domnului, în raport cu noi între noi, ca frați și surori. Într-adevăr, în toate lucrurile, haideți să Îl rugăm pe Domnul rugăciunea aceasta, după ce ne cerem iertare: Doamne, ajută-ne ca cu adevărat noi în toate să Te lăudăm cu tot ceea ce suntem noi. Și tot ceea ce facem, viața noastră însăși, să fie o ofrandă adusă înaintea Ta, ca o jertfă de mulțumire, ca o jertfă curată, în care Tu să-Ți găsești plăcerea. Aș vrea ca să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm înaintea Domnului. Domnul să vedem.
Ne închinăm Domnului în continuare, lăudându-L pe El, în ciuda vremurilor tulburi care le trăim, în ciuda vremurilor care vor veni, pe care nu le cunoaștem. Cântarea și cuvântul Domnului ne spune: mergi înainte prin credință, mergi înainte cu Iisus, mergi înainte până El va veni și în brațul Său te va primi. Haideți să lăudăm pe Domnul. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu! Din Psalmul 34, versetul 8, spune așa: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și în dimineața aceasta, împreună cu dumneavoastră, declarăm
că Dumnezeu este bun. Că dacă n-ar fi fost Domnul bun cu noi, în dimineața aceasta nu ne-am fi aflat aici. Domnul este bun cu noi, că și în dimineața aceasta din cer a mai venit încă o declarație față de noi, niște oameni cu probleme, cu păcate, cu greșeli, și ne spune Domnul prin cuvânt, prin lucrare, vă iubesc. Dragii mei, e cel mai frumos ca în dimineața aceasta din înaltul cerului să se coboare un cuvânt către noi, că Dumnezeu din cer ne iubește, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Spunea cuvântul profetic în dimineața aceasta, căci suntem cu ochii către Domnul și cu ochii către lume. Rugăciunea aceasta vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum spunea psalmistul, când îți întorci privirile către El. Vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să ne întoarcem privirile în totalitate către Tine. Și cu toții care suntem să ne pocăim, Doamne, să ne apropiem de Domnul, Maranata, Domnul nostru vine. Vrem să-L vedem pe Domnul, vrem să fim în împărăția Lui. Doamne, ai fost bun cu noi că suntem aici, ai fost bun cu noi și ne-ai declarat că ne iubești. Lasă din nou prezența Duhului peste noi și Duhul Tău să cerceteze orice inimă, că ești în casa lui Dumnezeu, mântuit sau nemântuit. Doamne, lucrează prin Duhul Sfânt și atinge, și așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, atinge tinerii, Doamne, întoarce tineri la mântuire, Doamne, întoarce-ne pe toți cu ochii spre Tine, Doamne, și lasă în dimineața aceasta din nou între noi în continuare prezența Duhului Tău.
care face minuni. Binecuvântat să fie în veci slăvitului nume și toată casa aceasta să se umple de slava Lui. Amin. Ne stă înainte o rugăciune care vrem să o facem în această dimineață pentru cauze și mulțumim Domnului pentru prezența Lui în locul acesta, slăvit să fie numele Lui. În sângele Lui este iertarea păcatelor și în rănile Lui suntem tămăduiți, mărit să fie numele Domnului. În această dimineață, versetele care au fost citite din Psalmul 34, versetul 5, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când ne uităm la El, chiar dacă ești în necaz, chiar dacă ești în suferință, primești bucurie, slăvit să fie numele Domnului. De aceea, în această dimineață, dorim să mergem înaintea Domnului să spunem: Doamne, fă ca pacea și bucuria să locuiască în inimile noastre. Amin, Doamne, ajută! Și cuvântul Domnului continuă: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui, mărit să fie numele Domnului. Am primit aici bilete pe care doresc să le citesc și Dumnezeu să ia aminte. Amin. Vă rog să vă rugați pentru mine, mă lupt cu niște gânduri de peste un an, Dumnezeu să se atingă și să ducă vindecare și biruință. Amin. Iubită biserică, vă rog să vă rugați pentru Liana, ea are nevoie de vindecare trupească și sufletească, și pentru toate rudele mele, scrie acest bilet, Dumnezeu să se îndure. Amin. Să ne rugăm pentru o cauză a unei familii, sau poate sunt și mai multe familii unde diavolul se luptă, Dumnezeu să se îndure, să aducă pace, să aducă liniște, să aducă dragoste și numele Domnului să fie binecuvântat în fiecare familie. Haideți să ne rugăm pentru cauza care este a întregii biserici, pentru această cauză cu noua lucrare, cu noua biserică pe care vrem să o construim, Dumnezeu să dea biruință, Dumnezeu să aducă unitate în gândurile noastre, între noi, și biruința noastră va fi numele Domnului. Să ne rugăm pentru toate cauzele bisericii. Noi le-am afișat acolo pentru că Dumnezeu aduce biruință, mărit să fie numele Domnului. Noi ne rugăm pentru că Dumnezeu aduce vindecare, slăvit să fie numele Domnului. Mergem înaintea Domnului în rugăciune și să spunem: Doamne, noi suntem aici, ne îndreptăm privirea și glasul înspre Tine, căci biruința noastră este numele Domnului. Dumnezeu să-și proslăvească numele în continuare cu noi și între noi. Amin. Tatăl nostru.
Cântă sufletul al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat.
glorificat să fie numele Domnului. Iubiții mei, frați și surori, vă invit cu respect să vă reașezați. Suntem uimiți de modul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru și în dimineața aceasta, în mila și în dragostea Lui cea mare. Prezența Duhului Sfânt care ne-a cercetat inimile fiecăruia, glorificat să fie numele Lui în veci. Și aș vrea să recitesc un verset din Psalmul 34 care spune să mi se laude sufletul în Domnul. Toate orele care le petrecem în locul acesta, să ni se laude sufletul în Domnul. Și apoi spune mai departe, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Poate că sunt în locul acesta persoane care au probleme, au dureri, au necazuri în viața lor. Aș vrea să vă spun că acesta este locul prezenței lui Dumnezeu în care Dumnezeu poate să miște, în care Dumnezeu poate să transforme. Este locul potrivit în care ai venit să te lași, să lași povara ta la picioarele Domnului. Este locul în care Dumnezeu poate să-ți vorbească în dimineața aceasta. De aceea, aș vrea să te asigur că ești în cel mai bun loc în care poți fi, în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, și roagă-te ca Domnul să-ți vorbească în dimineața aceasta. Roagă-te ca Domnul să-ți cerceteze inima. Roagă-te ca Domnul să te ia în primire, să te ia pe brațele Lui. De aceea, Doamne, lucrează. Amin. Iubiții mei, frați și surori, după un timp binecuvântat de rugăciune care l-am petrecut în prezența Domnului, am vrea ca Domnul să binecuvinteze în continuare slujirea corului, slujirea celor care vor cânta și se vor închina spre slava Domnului, cât și cuvântul Evangheliei care va fi vestit în dimineața aceasta, Domnul să dea autoritate și ungere divină peste frații care vor vesti cuvântul. Toți cei care sunteți musafiri, fiți bineveniți în casa Domnului Speranța, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm ca în dimineața aceasta să fie cu noi la părtășie doi frați scumpi din Biserica Micălaca din Arad, fratele Claudiu Dan și fratele Beniamin Marți, și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dânșii au luat parte cu noi la seara de rugăciune, la seara de tineret, atât vineri cât și sâmbătă. Dumnezeu i-a folosit, Dumnezeu s-a folosit de ei ca să vorbească poporului și Domnul să-i binecuvinteze și în dimineața aceasta vor vesti cuvântul Domnului la vremea potrivită. Aș vrea să dau loc corului care se va închina cântând spre slava Domnului o cântare, iar în urma corului grupa 5, grupa de copii, rog să fie pregătiți să laude de asemenea și ei pe Domnul cu o cântare. Amin. Când sunt trist și apăsat, copleșit de îndoieli, și când tot ce-am visat s-a destrămat, când în jur e întuneric și totul pare fi pierdut, El înșoptește, crede ce ți-am promis. Eu voi rămâne.
voi fi veșnic, veșnic credincios. Al său har m-a găsit, milă n-am meritat, dar pe cruce iertare mi-a dat. De-acum pe veci am speranță, că știu ce mult m-a iubit și mereu mi-amintește că-n toate mă va purta, mă va purta. Învață la ape să ai statornic drum, învață de la flăcări că toate sunt numai scrum. Învață de la un
umbră cum să taci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neîncintit să crezi. Învață de la soare cum trebuie să spui. Învață de la piatră cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce adie pe puteți cum trebuie prin lume de lenestit să treci. Învață de la tată că tată îți însurori să treci frumos prin viața cum poți frumos să mori. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi, învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la verme că nimeni nu uitat, învață de la nufă să fii mereu curat. Învață de la umbră să fii smerit ca ea, învață de la strâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare că vremea să-ți cunoști, învață de la stele că încerci să multe oști. Învață de la greie când singur e să cânți, învață de la lună să nu te înspemânți. Învață de la vulturi când umerii ți screi și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea, învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor, învață de la toate că totul e trecător. Ia seama a fi o jertfă prin lumea care treci, să înveți din tot ce pierde, cum să trăiești în veci. Thank you.
Domnul să binecuvinteze atât corul, cât și grupa de copii care au cântat atât de frumos spre slava Domnului și totodată Domnul să binecuvinteze pe toți învățătorii de la școala duminicală care fac lucrarea aceasta cu bucurie spre slava Domnului. Amin. În continuare aș dori să dăm loc fratelui George Bubui, care va recita o poezie spre slava Domnului, Domnul să-l binecuvinteze. În urma fratelui George, ascultăm un prim mesaj prin fratele Claudiu Dan, Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea ungere divină, iar nouă inimi deschise să primim cuvântul Domnului. Amin. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să fac o scurtă mărturisire înainte să recit spre slava Domnului. Aveam de mult pe inimă să recit această poezie, însă am primit aseară o confirmare și în timp ce fratele Beni ne spunea aici din cuvântul Domnului de la Romani, capitolul 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și spunea el, bună oară, acel exemplu cu dacă ești la bucătărie și vrei să prepari acolo ceva, ai nevoie de mai multe ingrediente. Și toate aceste ingrediente puse împreună, la sfârșit o să poți să savurezi acel produs delicios. Tot așa și autorul acestei poezii ne învață și ne spune că toate aceste lucruri puse împreună pentru slava Domnului sunt necesare și Dumnezeu să vorbească inimii noastre fiecăruia după dorință. Amin. Aș vrea să vă arăt în scris din partea lui îndemnul ce înseamnă în Vechiul Testament făină, unde lemnul, ce înseamnă nou legământ, o jertfă de mâncare pe care fiii lui Aron o aprindeau pe altare. Pe altarul celui preanalt ei au depus bucate cum Dumnezeu le-a poruncit să fie preparate. Cu un de lemn să frământați tot prin osul, iar sarea să le deie gust, tămâia tot mirosul. Așa să puneți pe altar ca binecuvântare din partea celor care vin cu jertfă de mâncare. Aron și fiul lui în viac să vină să slujească între popor și Dumnezeu să stea să mijlocească. Și-au ars pe altar atâți viței și atâția miei din turmă, dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă, luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii. El, Dumnezeul minunat, cununa frumuseții, s-a întrupat și s-a făcut Iisus pâinea vieții. El este marele preot și ieri și azi și mâine Melchisedec ce-a întâmpinat pe Avram cu pâine. Ca ardere de tot pe altar, pe Golgota el moare, străpuns de fierul dureros în mâini și în picioare, ca să împlinească tot ce-i scris în legea care leagă pentru popor, pentru păcat, să fie jertfa întreagă. În el și arderea de tot, și jertfa ispășirii, și jertfa cu miros plăcut, și jertfa mulțumirii se împletesc și toate stau ca plată pentru vină, iar noi pe acestea le întâlnim la fiecare cină. Hristos e bobul cel de grâu în noua așezare, cuvântul lui e pentru toți o jertfă de mâncare. Cuvântul lui, precum e scris, simbolizând făină, iar Duhul Sfânt e un de lemn ce în jertfă se îmbină. Cuvântul care s-a vestit pe munte și pe mare e aluatul frământat în jertfa de mâncare. Depinde însă și aici, de aleșii noi ere, dacă îl vestesc prin Duhul Sfânt sau prin a lor putere. Depinde cum e frământat pe masă aluatul, porunca e cu un de lemn să faceți preparatul.
cum de lemn prin Duhul Sfânt să vă împletiți cântarea, să simtă toți că Dumnezeu ne dă de sus mâncarea, cum de lemn prin Duhul Sfânt recită poezia, să simtă toți că Dumnezeu revarsă bucuria, cum de lemn prin Duhul Sfânt ridică-te și spune să vadă toți că Dumnezeu ți-a dat înțelepciune. Să nu exagerezi când spui, ia seama, pune sare, că dacă ești un fals, să știi, bucatele-s amare. Căci unii vin și pun pe altar făină, doar cuvântul. Căci unde lemn și sare n-au, ei calcă legământul, ei calcă jertfa lui Hristos cu jertfa lor ciuntită și în loc de sare și ulei pun mintea iscusită, cuvântul sus, cuvântul jos, cuvântul îl frământă, dar însă fără un de lemn și totuși predică și cântă. Ei au un fel de preparat cu mici istorioare ce-l pun în loc de un de lemn în jertfa de mâncare. Dar ce să faci? Cerescul foc e înlocuit cu firea. Talentul care e dezvoltat vestește mântuirea. Și ei, ca fiii lui Aron, în taina mântuirii, aduc din focul lor străin pe altarul ispășirii. Iar alții, și mai și ca ei, disprețuind îndemnul, cuvântul nu e pentru noi, cu noi e unde lemnul, cu noi e darul de nespus, cuvântul e prea tare, noi punem numai unde lemn în jertfa de mâncare. Tămâie nu-i, nici sare n-au, sărmanii, nici făină, cu un de lemn, doar cu atât ei vin și se închină. Ei strigă într-una, un de lemn, ulei în adunare, dar roadă nu găsești în pom, oricât ar fi de mare. Ei cred în Duhul Sfânt, oh, da, e drept, dar nu-i de ajuns credința. Cuvântul, preparatul sfânt, ne cere pocăință, ne cere sare ca să fim puterea conservării, căci sarea, după cum vedem, dă gustul bun mâncării. Să fii sărat înseamnă sfânt, înseamnă pocăință, înseamnă om născut de sus prin post și stăruință. Să fii sărat înseamnă, deci, trecut prin încercare, să ai în inimă mereu credință și răbdare, să poată Dumnezeu oricând în pâinea frământată să te zdrobească, să dea gust la masa lui bogată, să știe îngerii din cer și întreaga adunare că Dumnezeu prin încercări a pus în tine sare. Făină, unde lemn, tămâie și apoi sare. Așa se pregătea pe atunci o jertfă de mâncare. Să pui tămâie pe altar în jertfa de mâncare și aici se cere dăruire și o luptă foarte mare. Să stai în priveghere mereu în noaptea cea târzie, când alții dorm, tu să aprinzi mirosul de tămâie. Să fii ca vameșul hulit când îți ridici privirea de frații care în rugăciuni își spun neprihănirea. Să stai ca Lazar lângă prag, să plângi smerit pe afară, când cei bogați privesc de sus spre tine cu ocară. Și totuși el a poruncit în jertfa de mâncare să pui tămâie ca miros spre slava lui cea mare. Să pui tămâie în potir viața ta amară, căci uite, îngerul spre cer cu rugăciunea zboară. Ești cântăreț, ești vestitor, acesta e înțelesul. Tămâia în lucrarea lui aduce tot succesul și duhurile rele fug de aleasa tămâiere când tu te rogi prin Duhul Sfânt cu lacrimi și putere. Depui tămâie în ulei și în făină sare și cel bolnav la ruga ta primește vindecare.
Acesta-i preparatul sfânt, aceasta-i tâlcuirea, așa la alții să le spui, pe Domnul, mântuirea. Acesta-i carul lui Iisus purtat pe patru roate, ce ne va duce până sus, în veșnica cetate. Așa la alții să le spui, să știe și să înțeleagă că Dumnezeu primește sus pe acei cu jertfa întreagă. Să pui și sare și ulei, tămâie și făină, că dacă nu, aici rămâi când Domnul o să vină. Și Duhul Sfânt și rugăciuni și pocăință sfântă, cuvântul cu acestea trei îl umple, îl frământă. Când toate acestea le împletești, nu-ți pierzi nici când curajul și vor cunoaște toți că El ți-a dăruit mesajul. Iar dacă nu, e ca și cum am stat la masa plină, iar eu v-aș zice, fraților, veniți, mâncați făină, sau dacă nu, mâncați ulei, sau sare, numai sare. O, e imposibil, nu-i așa, cu asemenea mâncare? Și totuși, încă unii vin și strigă foarte tare, veniți voi cei înfometați, umpleți-vă cu sare, mâncați făină câtă vreți, făină doar uscată, că unde lemnul Duhul Sfânt s-a dat atunci, odată. O, Doamne, ce concept, ce crez, ce jertfă de mâncare, ți-aduc o seamă de preoți pe alesele-ți altare. Dacă te uiți, nu vezi nimic, merg toate ca pe strună. Cain, din cauza jertfei lui, pe Abel se răzbună. În loc să zică, vreau și eu să fac la fel ca tine, ca Dumnezeul nostru sfânt să vină și la mine, să-mi dea și mie Duhul Sfânt, puterea înnoirii, să pot la alții să le spun secretul fericirii. Ei neagă chiar și ce e scris și-s plin de întristare când Duhul Sfânt cu al lui puteri lucrează în adunare. Cine ești tu? Ce vrei să spui? Ia uită ce insultă, nici de Hristos, nici de cuvânt, cei mândri nu ascultă. Dar cei smeriți lângă Iisus sunt plini de bucurie, căci ei cu totul s-au predat pe altar ca jertfă vie. Atâția Lazări înviați și Petru și Maria slujesc pe Salvatorul lor cu toată bucuria. Atât Zachei se dau din pom și-s gata să împărțească averea lor la cei săraci, averea să jertfească. Atât Ștefan se pun pe altar și-s gata ca să moară pentru Iisus, pentru cuvânt, în chinuri și ocară. Atât și atâtea s-au predat cu atâta sacrificiu, Hristos e mai presus, mai mult ca pâinea, ca serviciul. Atât s-au dezbrăcat de ei, disprețuind mândria, privind în sus, privind spre cer, cu toată bucuria. Priviți pe acei nenumărați, cum flutură finicii, în haine albe îmbrăcați, aleșii, ucenicii. Priviți și vă îmbărbătați, căci în curând toți norii se vor topi prin văi și munți, căci se arată zorii. Sfârșitul e aproape, frați. Iisus curând apare. Veniți să pregătim de acum o jertfă de mâncare. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Mă bucur în această dimineață să fiu împreună cu voi, chiar dacă am mai avut două seri în locul acesta, tot pline de har și bucurie. Vreau să vă spun că sunteți o biserică iubită de Domnul, prin ceea ce am văzut, prin ceea ce Domnul v-a spus și prin felul în care ne-ați primit în mijlocul vostru. Întotdeauna când dragostea se poate vedea, se poate simți, acolo este Duhul Sfânt și Dumnezeu în mijlocul acelor oameni. De aceea vă spun, rămâneți în această dragoste și mai mult decât atât, însuflețiți-vă, înflăcărați-vă darul pe care îl aveți, căci Domnul are plan de lucrare cu fiecare dintre noi.
El nu se uită la fața omului cum ne uităm noi, ci El se uită în milă și în îndurare. Și chiar dacă de multe ori avem o slăbiciune, este spre folosul nostru, pentru că în slăbiciunea aceea Dumnezeu se face desăvârșit prin ceea ce vrea să facă, prin ceea ce vrea să ridice. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așa cum s-a anunțat, venim din Biserica Pentecostală din Micalaca, păstorită de fratele Duțu Mărgăianu, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, și salutul bisericii noastre este din Eclesiastul 9:8. Hainele să vă fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească de pe cap. Amin. Amin. Aș vrea pentru câteva momente să vă ridicați în picioare. Voi citi câteva versete din cartea lui Matei, capitolul 5, de la versetul 13, un cuvânt știut și cunoscut de voi, dar care s-a potrivit prin împletitura Duhului Sfânt cu lucrarea ce a fost astăzi aici, cu poezia care s-a recitat și cu ceea ce va fi în continuare. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă seara își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Domnul să fie lăudat. Am să trec peste introducere pentru că timpul este înaintat și am să mă las călăuzit pentru că sunt așa strâns din două părți în a vă spune din acest cuvânt și Domnul îmi spunea în urma unor discuții care le-am mai avut cu frați, cu surori în aceste două seri de a vă spune felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, dar mă voi lăsa călăuzit de Duhul Sfânt. Și aș vrea ca El să-mi dea lumină și discernere a lucrurilor a ceea ce trebuie să vă spun. Lucrul cu care vreau să încep este o întrebare. Se vede în tine și în mine și am eu un gust de sare? Știu oamenii din jurul meu că eu sunt sare? Nu neapărat pentru că mă numesc sare, adică mă numesc penticostal sau baptist sau ortodox, ci faptul acela de a avea gust, de a fi ceea ce Dumnezeu spune, când oamenii se vor uita la voi, să cunoască că eu locuiesc în voi. Când oamenii se vor lua de voi, voi să reacționați așa cum eu am reacționat. Când oamenii vor spune lucruri care nu sunt adevărate, voi să nu veniți și să dați cu aceeași palmă înapoi, ci voi să veniți cu blândețe, cu autoritatea cuvântului al lui Dumnezeu, că nu înseamnă că nu trebuie să-ți pui părerea și nu trebuie să-ți susții ceea ce vrei să-ți pui din partea lui Dumnezeu, dar tot timpul va trebui prin călăuzirea lui Dumnezeu să avem acest gust de sare care dă gust mâncării pe care noi o mâncăm. Și n-am să insist mult pe acest subiect, doar l-am citit pentru că l-am avut pe inimă și fratele, recitind această poezie, am înțeles că este călăuzirea Duhului Sfânt, este împletitura Lui în lucrarea aceasta frumoasă care El o face în mijlocul nostru. Dar vreau să vă spun că lupta mea cea mai mare este cu firea mea pământească în fiecare zi. Este lupta mea în contextul în care sunt cel mai mult la serviciu, la biserică și mai mult decât atât la mine în casă. Acolo mă lupt cel mai mult să fiu sare și să fiu lumina aceasta care Domnul spune că oamenii nu aprind lumina să o pună undeva sub obroc, ci ea trebuie pusă în casa noastră, în primul rând, ca ea să lumineze. Și Dumnezeu, în primul rând, ne cheamă în casele noastre ca noi să fim lumină și sare între cel care e lângă noi, partenerul care ni l-a dat Domnul, ca dar, pentru că noi l-am cerut. Vremea a trecut, anii au trecut și de multe ori alții se gândesc: oare am făcut bine, oare n-am făcut bine, oare de ce mi se întâmplă aceste lucruri? Eu vreau să spun că nu-i momentul să te întrebi asemenea lucruri, e momentul să-ți duci jurământul până la capăt și să spui: Doamne, dă-mi putere să fiu lumină și să am gustul de sare chiar în casa mea. Pentru că făcând lucrurile acestea, Dumnezeu va întoarce lucrurile care sunt încălcite și sunt lăsate de diavol ca o piedică, ca o capcană de multe ori pentru noi și copiii noștri, ca noi
apropiindu-ne de Dumnezeu, să ne păstrăm lumina aceasta și ea să ardă, prin undelemnul care Domnul îl toarnă în vasul nostru în fiecare zi, dacă noi îl cerem. Și prin acest undelemn, noi vom primi putere, vom avea lumină și gustul de sare va rămâne în noi. Sunt lucrurile care le-a spus Domnul Iisus în predica de pe munte, oamenilor care erau acolo așezați, care stăteau și îl ascultau cu atâta pasiune, cu atâta uimire și se întrebau de unde știe omul acesta atâtea lucruri și de unde are puterea aceasta. Și se leagă, dragilor, aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos cu fericirea, pentru că sarea, gustul de sare, întotdeauna fericirea gustului se află înainte acestor versete, în fericirile care le-a spus Domnul Iisus și le-a propovăduit. Și n-am să vă citesc acest pasaj, acest capitol, vreau doar să vă spun despre fericirile acestea și am să trec prin ele și să te întrebi ce fericire din aceasta care o voi citi și care o cunoști te caracterizează. Și spune: ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plângi, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, ferice de cei milostivi, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocorî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri neadevărate împotriva voastră. Bunătatea lui Dumnezeu este în fericirile acestea, dragilor. Noi fugim de multe ori de aceste fericiri. N-am să insist, dar vreau să vi le las, să meditați la ele și Domnul să vă cerceteze și să vă întrebați câte din fericirile acestea le avem și noi în inima noastră, în casa noastră, câte le împlinim, câte fericiri sunt cu noi în fiecare zi, pentru că la cine îi place să plângă? La cine îi place să fie sărac în duh? La cine îi place să fie împăciuitor când are dreptate? Și vă spunea Domnul, nu mai știu în care seară, într-una din aceste seri, într-o lucrare a Domnului, să nu faceți lucruri care dezbină prin dreptatea voastră, ci prin lucrul acela care voi știți că aveți dreptate, să vă lăsați călăuziți de Domnul și să nu aruncați cu lucruri care mai târziu să se întoarcă împotriva voastră, că printr-o dreptate a ta și a mea, în loc să fac bucurie și în loc să aduc har în ceea ce spun, pot să destram, pot să lovesc. De multe ori doare mai mult o vorbă decât o palmă. Și cred că toți ați experimentat lucrul acesta, mai ales când vine dintre cei apropiați ai noștri, dintre cei care stau lângă noi, dintre cei cu care slujim, dintre cei pe care îi slujim. De aceea zic, Domnul, să ne dea înțelepciune, ca aceste fericiri să beneficiem de ele și să trăim cu ele în fiecare zi, ca mai apoi Domnul Iisus Hristos să fie acela care să ne spună: vino la mine, rob bun și credincios, pentru că n-ai trăit după cum firea ta te-a îndemnat, după cum știința, școala, serviciul și oamenii de lângă tine ți-au spus, fă lucrurile că le faci bine, că ai dreptate, ci ai fost călăuzit de puterea aceasta Duhului Sfânt, pentru că această putere o veți găsi și această lumină doar în locuri ca acestea. Este și cămăruța aceea unde Domnul dă răspunsuri în ascuns și El acolo îți destăinuie niște taine, dar întotdeauna în acest trup al lui Iisus Hristos, când tu ești o mână, altui un picior, altui ochi, altui gură, altui un organ intern, altui un deget, pentru că vedeți, chiar dacă la un deget vă loviți și ne lovim și dăm peste el cu ceva tare, tot trupul nostru suferă. La aceasta ne cheamă Domnul, la aceste fericiri, să fim cu inima plină de bucurie și de iubire pentru toți cei din jurul nostru. Și atunci lucrurile se vor ameliora, se vor vindeca și dintr-o dată ceea ce a fost rău va fi în bine și ceea ce nu credeți că se mai poate întâmpla. În timpul unei lucrări, în timpul lucrării care a fost pentru familie, pentru părinți, pentru copii, am avut o vedenie și am văzut niște pomi. Erau și mai mici ca vârstă și mai mari și unii dintre voi, ca să spun așa, încercați cu niște frânghii la pomi aceștia care au crescut într-o parte să-i înfășurați și să-i trageți, să-i îndreptați. Și Domnul mi-a spus, vor fi pomișori și pomi care încă se vor mai putea îndrepta,
dar să fiți foarte înțelepți prin ceea ce faceți, prin frânghile alea și prin lucrurile care veți strânge pomul ca să-l dați înapoi într-o formă care trebuia el să crească, să nu rupeți crengile, pentru că rupând crengile acestea, vă veți face vouă mai multă suferință decât ați vrut să faceți pomului bine. Iar apoi se vedea și niște pom mari care au crescut, aveau trunc mare, aveau tulpină mare și aveau o formă a frunzelor care creștea cum a crescut tulpina și era așa într-o parte, cârn, ca să vă spun așa. Și Domnul mi-a spus așa, acești pomi nu vei mai putea să-i faceți drepți prin puterea voastră niciodată. Ceea ce va trebui să faceți este să aveți voi în voi gustul de sare și să fiți lumină în casa voastră și să veniți înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni. Pentru că am văzut în urma rugăciunilor care se făceau, Dumnezeu cu mâna Lui a luat pomul și nu i-a îndreptat tulpina, ci doar forma frunzelor a făcut-o și prin cercetarea și prin puterea lui i-a făcut o formă care oamenii când se uitau la pom îl vedeau drept. Faptul că tulpina a rămas într-o parte, spunea Domnul, sunt lucruri care omul acela, tânărul acela și persoana respectivă va trebui să le poarte toată viața, va fi un jug, vor fi niște cicatrici care în urma alegerilor pe care le-a făcut va trebui să le ducă până la capăt. Dar forma pomului îi va fi dată ca la un pom binecuvântat de Dumnezeu. Și voi, mi-a spus Domnul, că dacă veți avea această înțelepciune, veți mânca roadele acelui pom și vă veți uita la el și veți spune când veți vedea tulpina ce minune a făcut Domnul și felul în care a lucrat, la felul în care eu l-am văzut că e într-o parte și acum mă uit la el și văd că este stă în picioare prin puterea și prin maestria Harului Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Am trecut prin aceste lucruri și m-am luptat cu ele și eu. Mă las călăuzit de Domnul și vreau să spun ce-mi spune El. De aceea vreau să vă spun că m-am luptat și eu de multe ori ca să mă îndrept tulpina acestui pom. Și Dumnezeu m-a ajutat într-o oarecare măsură, dar a trebuit să-mi fac și eu parte, așa cum trebuie să ne facem și noi partea fiecare. Ceea ce vreau să vă spun și Domnul îmi spune să spun lucrurile acestea, este că dacă ai o suferință în casa ta, dacă ai un lucru care nu ți se rezolvă, nu deznădăjdui și vin înaintea lui Dumnezeu, insistă, căci Dumnezeu la momentul și la ziua în care e hotărâtă de El, va lua lucrul acela ca și cum n-a fost niciodată, dar tu va trebui să parcurgi un drum, tu va trebui să urci un munte și în toată parcurgerea acestui drum vei experimenta lucruri noi, vei avea experiență cu Dumnezeu, cu minunile Lui, cu puterea Lui. De aceea vă îndemn și vă spun, nu vă rugați să scăpați de ceea ce Domnul a lăsat peste voi ca încercare, ci încercați să scăpați de ceea ce voi ați intrat în lucruri care vă încearcă din pricina nevegherii. Pentru că atâția ani de zile m-am rugat, dragilor, în casa mea, am avut unul dintre copii, un băiat de al meu cel mai mare, a fost bolnav, s-a născut cu o formă severă de asp și m-am dus cu el la toți doctorii. Am luat medicamente de tot felul. În România nici nu s-a pus problemă să găsești ceva bun, pentru că toate erau la un nivel mediocru și nu putea să stea, tușea în continuu, că dea în leșin, atâta tușea până că dea în leșin. Și din când în când, odată la lună, odată la câteva luni, din starea aceasta care era, trebuia să mergem cu el cu salvarea sau cu mașina, ne-am dus de cele mai multe ori, să-l ducem în Timișoara, să-l întâlnim în spital. Și acolo era prins, îi dădea tot felul de lucruri, de droguri, ca să poată să-l scoată din starea aceea și din sevrajul acela. Și ne-au spus doctorii atunci, nu este nicio șansă decât să luați medicamentele acestea care vi le dăm noi. Am găsit niște medicamente în Belgia, niște otrăvuri care aveau tot felul de efecte adverse asupra copilului nostru și am zis, Doamne, nu se poate așa, ce e aici? Și Domnul mi-a spus, te chem la ceva și strig în urechile tale și tu nu auzi. Și de aceasta vreau să vin înaintea mea să te rogi, pentru că eu te voi izbăvi din lucrarea aceasta, care tu o crezi că e spre pieire și spre cădere. Nu e o lucrare spre ridicare, dar tu va trebui să înțelegi ceea ce nu înțelegi. Și am zis, Doamne, ce? Și am zis, roagă-te și îți voi descoperi. Și, dragilor, vreau să vă spun că în urma acestei încercări, sunt peste 10 ani de atunci, am intrat în rugăciune cu soția mea, cu casa mea,
ca Dumnezeu să dea la o parte acest lucru. Atâta era de greu, nu puteam să mergem la biserică împreună, mergeam ori pe rând. De obicei, soția mea stătea acasă și am zis, Doamne, când te vei îndura și de copilul meu? Și Dumnezeu a avut planul lui. Și vreau să vă spun că i-am făcut ungeri de foarte multe ori. De foarte multe ori am făcut ungeri pentru aceeași cauză. Și Dumnezeu nu s-a atins până nu a venit ziua când El a zis, gata. Și într-o seară, după o săptămână din asta tragică, în care El era leșinat și am zis, va trebui să-L ducem din nou la Timișoara, atâta tu și ea, dragilor, până cădea în leșin și nu mai putea să facă nimic. Și am chemat pe frați, am chemat fratele păstor. Și în acea seară el era alergic și la lactoză, nu putea să mănânce nimic care avea lapte, nici o ciocolată, nici un biscuite. Și de multe ori se mai scăpa, de multe ori nu-l vedeam și mânca. Și în momentul acela lucrurile luau o amploare mai mare. Și într-o seară au venit frații noștri din nou, după multe dăți care au intrat în casa noastră, să se roage pentru copilul nostru. Și unul dintre frați ne-a întrebat, credeți că pe Marc astăzi îl vindecă Domnul, așa îl cheamă? Și noi, din cauza că aveam deja ani de zile în care tot ne rugam și am zis, Doamne, când va fi? Noi am zis, noi nu putem să spunem că nu credem, dar starea noastră sufletească care o avem și felul în care Dumnezeu ne-a tras până aici, nu văd cum l-ar putea vindeca Dumnezeu. Vă spun ca să vă întăriți și ca să știți că Dumnezeu ne cunoaște inimile și știe de multe ori când să se oprească. Și atunci fratele s-a uitat la noi și s-a uitat și la Marc, copilul meu, și a zis, Marc, tu crezi că Dumnezeu te vindecă în seara aceasta? Și el a spus cu bucurie, da, cred că Dumnezeu mă vindecă în seara aceasta. S-a făcut o rugăciune simplă, o rugăciune cum se fac rugăciunile când este chemat Dumnezeu între oameni ca să lucreze. Și după ce s-a terminat rugăciunea, l-a întrebat fratele acela pe Marc, crezi că Dumnezeu te-a vindecat? Și el a zis, da, cred. Ne-a întrebat și pe noi, credeți că Dumnezeu l-a vindecat? Și noi am zis, să se facă după credința voastră, că noi suntem prea obosiți și nu mai putem. Și atunci fratele a spus, prin credință, dragilor, mergeți și dați o cană cu lapte. Aveți curajul acesta? Și l-am întrebat pe Marc, am zis, Marc, dacă tu crezi că Dumnezeu te-a vindecat, El te-a vindecat în această zi, vrei să bei o cană cu lapte? Și a zis, da, vreau să o beau. Și am făcut în acea seară o cană cu lapte și vreau să vă spun că Dumnezeu s-a atins de el. La o clipită, după ani de suferință, după ani de chemare, după ani de strigare, Dumnezeu l-a atins dintr-o dată. Și din ce a fost, n-a mai fost. Și ne-am uitat și am zis, ce se va întâmpla în seara aceasta? Și nu s-a întâmplat nimic, ce se va întâmpla mâine? A doua zi m-a pus băiatul meu să mă duc la supermarket să-i cumpăr Danonino, să-i cumpăr tot ce-și dorea el și nu putea. Ăsta e Dumnezeul pe care eu îl cunosc. Ăsta e Dumnezeul pe care vi-l prezint și vă spun. De multe ori ne cheamă și ne auzim. Am fost și eu în situația asta, pentru că lucrurile care le aveam la mână, mă îndeleziceam cu ele, eram stabil, puteam să rezolv orice problemă prin ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca binecuvântare. Dar Dumnezeu m-a vrut să fiu un om dependent de El. M-a vrut să mă rog mai mult decât se roagă alții și eu n-am înțeles lucrul acesta. Și de aceasta de multe ori vine încercarea peste noi. Dar nu se termină niciodată, dar când îl ai pe Dumnezeu în inima ta și în viața ta, lucrurile stau altfel când vine încercarea. Și vreau să vă mai spun încă o mărturie și am să închei, pentru că asta am simțit să vă spun Domnului. În pandemie, înainte de pandemie, în 2019, când deja lucram în această lucrare care mă vedeți și eram implicat cât de cât în casa mea, pentru că mi-a fost greu, lucrarea aceasta care ați văzut-o, n-am făcut-o de totdeauna. Eu mă ocup de partea muzicală din biserica noastră. Dar din anul 2019 Dumnezeu m-a chemat și m-a strigat și în această lucrare. Și am prorocit un an de zile în casa mea, pentru că mi-a fost frică să dau drumul lucrărilor, că mă gândeam ce spun oamenii. Eu, tu care te ocupi, tu ești un dirijor, ce are treabă Duhul Sfânt cu dirijorii? Vreau să vă spun că are treabă mare. Când ei se preocupă de lucrările și de puterea Duhului, Duhul Sfânt îi înfășoară și îi călăuzește în orice lucrare bună.
Dumnezeu să vă însuflețească lucrarea, dirijorii, frații care se ocupă, rugați-vă pentru ei, că Domnul v-a spus că vrea să facă lucruri mari între voi. Și zic, Doamne, grăbește lucrarea aceasta la vremurile care vă stau în față. Și Dumnezeu m-a înștiințat într-o noapte când mă rugam singur în cameră. Am avut un cuvânt din partea Domnului și mi-a spus, vei trece printr-o încercare mare, moartea va trece prin casa ta, prin neamul tău, dar pe tine nu te va atinge, pentru că vreau să te scot biruitor, vreau să te învăț lucruri noi și cei din casa ta vreau să învețe o lucrare nouă. Și am zis, Doamne, ce va fi? M-am pus și m-am rugat, n-am stat, cunoșteam vocea Domnului și știam că Domnul ce spune va face. Și m-am rugat, au trecut 2 luni, 3 luni, asta a fost în 2019, a venit 2020, a venit pandemia în martie. Și soția mea, după o pneumonie care a avut-o și vreau să scurtez, s-a îmbolnăvit de COVID, chiar la început, când a venit această ciumă pe pământ. Și așa de rău a fost, dragilor, încât am crezut că va muri. Și mă rugam Domnului și am spus, Doamne, Tu m-ai înștiințat că voi trece prin încercarea aceasta, ce trebuie să fac? Și mi-a spus așa, îi voi da vindecare soției tale, dar nu cum vrei tu, pentru că vreau să fac o lucrare de trezire în copiii tăi. Vreau ca ei să vadă lucrurile care sunt cu adevărat adevărate și puternice, pentru că vor veni vremuri grele și ei își vor aduce aminte de felul în care Dumnezeu a lucrat în casa părinților lor. Am zis, Doamne, ce să fac? Atâta de greu respira soția mea, nu mai putea să stea nici pe spate, nici pe burtă, nici pe dungă, stătea doar în genunchi pe marginea patului și de-abia respira, ziceam, acum moare. Și mi-a spus Domnul așa, eram pe punctul de a o duce la spital, și mi-a spus, dacă o vei duce la spital, vei ieși din planul meu și nu voi mai putea lucra cum eu vreau să lucrez și lucrurile se vor schimba și ție îți va părea rău. Ascultă-mă, nu o du la spital și las-o acasă, că eu voi fi cel care o voi vindeca. Și am zis, Doamne, nu vezi că moare, copiii plâng. Și a zis, cheamă-i la rugăciune. Până atunci m-am rugat numai eu pentru ea, că am zis ei să nu vadă, să nu simtă, cheamă-i la rugăciune. Și în timpul rugăciunii care am făcut-o, Dumnezeu mi-a spus, o voi vindeca prin această putere a punerii mâinilor tale ca autoritate, ca soț peste ea. Copiii tăi va trebui să vadă lucrarea aceasta, că eu sunt Dumnezeu, dar nu o voi vindeca pe loc. O voi vindeca așa cum am dat mană poporul meu în Israel în fiecare zi. Te vei ruga pentru ea în fiecare zi pentru vindecare. Și eu voi fi acela care îi voi da vindecare. Și au trecut mai mult de 2 săptămâni, 2 săptămâni jumate și am zis, Doamne, în fiecare zi mă rog. Și când mă rugam, ieșa din starea aceea, putea să respire, se putea vorbi cu ea, că nu putea nici să vorbești cu ea. Obosea atât de tare că imediat cădea în somn. Și a zis Domnul, mai un pic. Și în apropierea a împlinirea 3 săptămâni, Dumnezeu a zis, mă voi atinge de ea și ea se va ridica în picioare, va face de mâncare și vă va sluji vouă. Dar ceea ce vreau să vă spun cu asta, este că în această perioadă de aproape 3 săptămâni, în fiecare zi, în fiecare noapte m-am rugat cu copiii mei, făceam stăruință în casă și spuneam, hai să ne rugăm pentru mama noastră, pentru soția mea, pentru cea care va da viață. Și ei au învățat că Dumnezeu se coboară acolo unde e strigat. La acest lucru vreau să vă îndemn. Eu nu știu ce va veni și ce va fi peste pământul acesta, dar Dumnezeu se coboară atunci când e chemat în casele noastre. După 3 săptămâni aproximativ, Anca, soția mea, s-a ridicat în picioare, ne-a slujit, a făcut de mâncare și tot ce a fost a dispărut și Dumnezeu a făcut lucrare mare, pentru că eu dacă aș fi trimis-o la spital, poate n-aș mai fi văzut-o niciodată. Să nu credeți că mi-a fost ușor, v-am spus așa, scurt, lucrurile au fost grele în fiecare seară, în fiecare noapte, mă rugam și ziceam, Doamne, Doamne, ce va fi, fii liniștit, fii liniștit și dintr-o dată își revenea și Dumnezeu a vindecat-o. Dumnezeul acesta este și Dumnezeul vostru. Nu uitați când vă adunați și în casa Domnului și în familie. Pe vremuri, dragilor, cunoașteți că aveți bunici, aveți părinți care sunt încă în vârstă. Oamenii se adunau la biserică și știau că atunci când se adună și se roagă numele lui Iisus Hristos, Domnul coboară, Domnul tămăduiește, Domnul vindecă și Domnul aduce la mântuire pe fiii risipitori. Acest lucru lăsați-l în inima voastră pentru vremea care vă stă în față, să înflorească și să fie cu o putere mare, ca Dumnezeu să lucreze cu voi, în voi și în cei ai voștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să fie acela care să ne călăuzească în continuare pe noi și pe voi aici și pe noi acolo în țară și El prin dragostea Lui să ne țină uniți
ca în orice vreme, noi să știm că izbăvitorul nostru într-o zi va face strigarea și noi ne vom înălța toți la El și îl vom întâmpina în ori. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului și fratelui Claudiu pentru mesajul care ni l-a transmis. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine. Nu știm prin ce vom trece, poate ca familie, ca biserică, sau poate chiar așa cum a fost lucrarea prin Duhul Sfânt în această dimineață, dar Cel care poartă de grijă poporului este Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Frați și surori, după masă ne vom întâlni din nou la orele 18, vom fi împreună în casa de rugăciune. Apoi, mâine seară, un timp de rugăciune, tot la orele 19, cum este rânduiala, și miercuri, serviciul divin în casa Domnului. La sfârșitul săptămânii, în ziua de sâmbătă, aș vrea să spun, cu ajutorul Domnului, în Biserica Speranța din Linz va fi găzduită conferința pentru învățătorii de la școala duminicală. La ora 10 va începe această conferință. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și această lucrare. Tot pentru ziua de sâmbătă, de data aceasta, la ora 18, după masă, va fi prima întâlnire cu toți candidații de botez. Ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze. Împreună cu fratele Nicu Coste, care va coordona lucrarea aceasta de cateheză, ne vom întâlni aici și vom fi împreună. Dacă mai dorește cineva să încheie legământ cu Domnul, mărturisindu-L că i-a schimbat viața și s-a produs nașterea din nou, vă rog tare mult, la orele 18, sâmbătă, să veniți și să fiți prezenți aici. Ne rugăm pentru ei, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze această lucrare și, de fapt, împreună lucrăm pentru lărgirea Împărăției Domnului nostru Iisus Hristos. Noi ne facem partea, dar Cel care lucrează la inimile celor nemântuiți este Domnul. Amin. Frați și surori, cu privire la lucrarea care fratele Daniel Geană ne-a îndemnat să ne rugăm, sigur că ne apropiem de momentul, de ziua când va trebui să achităm această sumă care terenul respectiv costă. Așa cum știți, așa cum am anunțat, mulțumim Domnului. Am mai discutat și cu frați lucrători din alte biserici și când le-am spus despre această sumă de 142 de euro în metru pătrat, nu le venea să creadă. Apoi vreau să mai vă spun ceva. Aici, în Austria, o biserică care nu-i dau numele acum, tot așa au găsit un teren și au fost cu o inimă deschisă să cumpere terenul. Când au ajuns la primărie, știți ce le-au spus? Aici nu se construiește așa ceva. Vă spun lucrurile pentru că noi, din punct de vedere a primăriei, am primit această aprobare să construim o casă de rugăciune. Și din toată inima spunem, lăudați să fie Domnul. Și dacă vreți să trăim cu adevărat pentru Domnul și să nu mai privim așa cum a fost lucrarea și la lucrurile acestea pământești, sigur că avem nevoie de a ne întreține familiile, nu este de comentat aici nimic, dar haideți, dragii mei, frați și surori, să punem umăr la umăr și să lucrăm pentru Împărăția lui Hristos. Am fost foarte atent astăzi la lucrări și nu numai astăzi, și ieri după masă și vineri aici între tineri. Pot să vă spun, cei care nu ați fost, ne-am bucurat vineri seara, o biserică plină de tineri, de adolescenți. Și am zis, lăudat să fie numele Domnului. Ce frumos! Mă gândeam, vă spun foarte sincer,
Mă gândeam sigur că trebuie să facem ceva pentru ei. Acum nu sunt toți aici. Ieri a fost conferință în Viena, unii au plecat, alții frați sunt în altă parte. Dar trebuie să ne pregătim și să fim oameni cu discernământ în toate lucrurile. Acum ați auzit lucrarea Domnului că vremurile vor fi grele și poate spune cineva, o, în vremea aceasta să mai facem biserică, în vremea aceasta să mai construim, în vremea aceasta, dragii mei. Știți de ce? Pentru că ați ascultat și lucrarea, sunt tineri care Domnul vrea să lucreze cu ei, smulgându-i pe unii chiar din iad, așa a fost lucrarea, în dreptul celor necredincioși, în dreptul celor care nu-L cunosc pe Domnul. Și vrem cu ajutorul Domnului să construim o casă de rugăciune și Domnul să ne ajute. Toate vor fi în mâna lui Dumnezeu. Știți ce vreau să vă spun? Haideți împreună să punem umăr la umăr și dacă va fi cu voia Domnului, să putem să plătim și pământul acesta și vreau să vă spun așa că se poate de deschis și de transparent. M-aș bucura așa de mult să nu mai trebuiască nici credit să luăm pentru cumpărarea terenului. În total sunt 1.200.000 de euro, plus cheltuielile care trebuie plătite, nu știu exact cât costă, dar în jur de 50.000 cheltuielile. Și haideți să punem umăr la umăr. Haideți să facem împreună lucrarea aceasta. Dragii mei, de lucrarea aceasta ne vom bucura. Anile noastre, toate le vom lăsa. Și ce am făcut pentru Domnul va rămâne pentru veșnicie. Și se va scrie o carte de aducere aminte, în dreptul fiecărui de aici. Doamne, deschide-ne inima. Sigur că voi veni cu alte amănunte în altă ocazie și la alt serviciu divin, pentru că vrem să ascultăm și al doilea mesaj și lucrarea care mai este de făcut în această dimineață, aș vrea să ne unim înaintea Domnului să dăruim. Și facem colecta obișnuită în fiecare duminică, ca Domnul să binecuvinteze lucrarea aceasta, ne rugăm cu toții. Să binecuvinteze Dumnezeu banii pe care îi dăm în numele Domnului și cu ajutorul lui Dumnezeu să putem să dăruim. Amin. Ridicați înaintea Domnului, cântând, facem această lucrare. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Când zori de zi ajunge vom la mar.
Sabia, podoaba și slava. Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă. Apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Și dreapta ta să strălucească prin istrăvi minunate. De lupta încrâncenată și visărgeța zânt, nu tremur, nu-mi e teamă, ci lângă cine nu. De lupta încrâncenată și visărgeța sunt, nu tremur, nu-mi e teamă, știu lângă cine nu. De lupta încrâncenată și visărgeța sunt, nu tremur, nu-mi e teamă, știu lângă cine nu. De lupta încrâncenată și visărgeța sunt, nu tremur, nu-mi e teamă. Domnului, iubiții mei, vă rog să vă reașezați. Timpul a trecut așa de repede și aș dori să-mi cer scuze în dreptul celor care și-au manifestat dorința să cânte în dimineața aceasta, un solo sau duet, cu speranța că la următoarele slujbe divine vor avea prioritate să cânte spre slava Domnului. Dat fiind faptul că timpul este înaintat, aș dori să mai ascultăm corul și orchestra care vor cânta spre slava Domnului împreună, cântarea Prințul Păcii, iar în urma cântării, Domnul să binecuvinteze pe fratele Beniamin Marțiș, ca să vestească cuvântul Domnului și de asemenea și dânsului Domnului să-i dea ungere divină și în continuare nouă inimi deschise. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare pentru trei versete care le vom citi. Roman, capitolul 12, versetele 1, 2 și 3. Roman, capitolul 12, primele trei versete. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Vă invit cu bucurie și respect să ocupați locurile. O jertfă, trupul nostru. Oamenii din vremea de atunci când Pavel le scria erau mult mai familiarizați decât noi astăzi cu ceea ce însemna o astfel de jertfă. Dar ca să putem să înțelegem ce însemna această jertfă, trebuie să ne uităm în Vechiul Testament și să vedem ce spune Biblia cu privire la astfel de jertfă. Da, în Vechiul Testament existau cinci tipuri de jertfe deosebite. Acest tip de jertfă, care Biblia ne arată o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Găsim, de exemplu, în Levitic, capitolul 1, versetul 12, în jos, niște instrucțiuni care Dumnezeu îi vorbește lui Moise și lui Aaron. Și îi spune că atunci când duci o jertfă, trebuie să o duci în așa fel încât să fie plăcută mie. Și Dumnezeu i-a dat niște instrucțiuni specifice când era vorba de acest tip de jertfă. Dumnezeu le vorbea atunci lor anumite lucruri ca să facă sens și pentru noi astăzi. Că dacă ne uităm atent în Scriptură, vedem că de fapt tot Vechiul Testament este în Noul Testament revelat. Și tot Noul Testament este în Vechiul Testament ascuns. Dar slava lui Dumnezeu, spune Biblia în Proverbe, capitolul 25, versetul 2, căci slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Stă în lui Dumnezeu. Și dacă citim acolo acest verset, vedem că în Levitic, capitolul 1, versetul 12, dacă se poate proiecta, vedeți acolo scris că Dumnezeu a dat niște instrucțiuni și a spus așa, zice, să taie în bucăți animalul. Și să-l pune pe altar. Versetul 12, versetul 13. Pui problema. De ce a pus Dumnezeu o regulă așa de simplă, îi spune, dar fără logică? Fără sens. Din punctul omenesc de vedere. Imaginați-vă că veneau atâția oameni cu animale care veneau să le ducă jertfă. Nu era un om, erau mulți. Și acum preotul, când ducea acest tip de jertfă, trebuia să taie în bucăți animalul, să-l pună pe altar. Altarul era destul de încăpător, încât să încheapă animalul complet, să-i dea foc, să făcea cenușă complet. Nu era logic să-i spui, auzi, faceți un efort în plus, tăiați-l în bucăți, după aia îl pui pe altar. Nu face logic. Dar Dumnezeu o căutat ca să le vorbească lor chestii care erau ilogice pentru ei atunci. Ca să fie logice pentru noi astăzi. Pentru că este ușor să vii să-ți pui trupul tău și spune vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să faceți ceva. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Dar cum o duc? Este ușor să vii înaintea lui Dumnezeu și să-ți spui Doamne Iisuse, mă predau ție. Și tu de fapt nu te-ai predat în totalitate lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea de la noi o predare totală, bucățică cu bucățică, să te rogi, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne Iisuse, de astăzi înainte, mâinile mele nu mai sunt ale mele, le pun pe altarul tău. Doamne, de astăzi înainte, ochii mei nu mai sunt ai mei, îi pun pe altarul tău, nu mai pot să privesc unde vreau eu cu ei.
Picioarele mele le pun pe altarul tău de azi înainte, vreau să umplu doar acolo pe unde tu mă dorești. La un moment dat apostolul Pavel s-a uitat la ei și a spus către ei, zice, pentru unii Dumnezeul lor este stomacul lor, auzi. Când a fost ultima dată când ai luat o zi de post să iei stomacul tău și să-l pui pe altarul Domnului? Tinere, dă-mi inima ta să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Nu-i destul ca să spui, Doamne Iisuse, mă predau ție, nu. El vrea ca să duci toate mădularele tale ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. În așa fel încât să nu mai trăiești tu, ci Hristos să trăiască în tine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Închei cu primele două versete, vă scumpăr în timp. Cred că le-ați înțeles. Ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Paranteză pentru tineri care nu sunt căsătoriți. Biblia când vorbește despre voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită, există o voie a lui Dumnezeu perfectă. Dar tot în Scripturi găsim o voie a lui Dumnezeu acceptabilă sau permisibilă cu privire la om. De aceea, vreau să fii foarte conștient că dacă tu cauți cu adevărat voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită și nu te încrezi în înțelepciunea ta proprie că tu știi mai bine și cauți voia lui bună, plăcută și desăvârșită, ai toate șansele ca Dumnezeu să-ți dea voia lui bună, plăcută și desăvârșită, dar este condiționată, știi de ce? De o predare totală, de a adus trupul tău ca jertfă, vie, sfântă și plăcută. Dacă nu faci lucrul acesta, te poți înșela singur, crezând că cunoști voia lui Dumnezeu cu privire la tine, care este bună, plăcută și desăvârșită. Și s-ar putea ca să te afli în poziția poporului Israel, când poporul Israel a cerut un împărat și a spus, vrem și noi să fim ca celelalte neamuri, să avem un împărat. A plâns Samuel și Domnul i-a vorbit la Samuel și a spus, auzi Samuele, nu pe tine te leapă de poporul, pe mine mă leapă de poporul, nu mai plânge. Și a fost voia lui Dumnezeu permisibilă, acceptabilă cu privire la ei. Nu a fost voia lui Dumnezeu perfectă și desăvârșită cu privire la ei ca să le dea împărat pe Saul. Dar pentru că ei au stăruit în pornirea voii lor, nu a Domnului, Dumnezeu le-a îngăduit după cum a vrut ei. De aceea, roagă-te ca Domnul să-ți descopere voia și planul lui specific desăvârșit cu privire la viața ta. Și să nu te lase să derivezi de la calea lui. Și pentru unii dintre voi care ați derivat de la cale și acum tu te gândești și te întrebi înăuntru inimii tale, Doamne, tu mai ai oare vreun plan cu viața mea că eu am ales doar ce am vrut eu până astăzi? Știi ce ai făcut tu? Exact ca un GPS. Eu când plec acasă de aici, de exemplu, în România, pun GPS-ul, că nu știu să plec altfel. Și GPS-ul îmi spune mie peste câți kilometri să fac dreapta, peste câți kilometri să fac stânga, cât să mă duc înainte. Dacă eu nu ascult de instrucțiunile GPS-ului când el îmi vorbește, el nu schimbă destinația, ci se redresează și în loc să ajung acasă în câteva ore care trebuia, ajung în mai multe ore, pentru că mă bagă pe alte căi. Unii dintre voi exact asta ați făcut. Ați făcut planul vostru. Dumnezeu v-a vorbit și v-a spus, auzi, pentru viața ta am o cale desăvârșită, perfectă pentru tine. Tu pe aici trebuie să mergi, tu asta trebuie să faci ca să ajungi în binecuvântare și să beneficiezi de tot ceea ce am avut în plan pentru tine, la timp. Dar pentru că poporul Israel n-a ascultat și n-au ajuns în Canaan în 40 de zile, au ajuns în 40 de ani din pricina neascultărilor. S-au învârtit în jurul unui munte de 40 de ani. De ce? Pentru că ăsta a fost planul lui Dumnezeu desăvârșit cu privire la ei să meargă 40 de ani? Nu. Și din cauza că ei n-au ascultat voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită cu privire la ei. Și pentru că n-au fost gata să-și ducă ei trupul lor ca o jertfă vie, sfântă și plăcută și să fie supuși voii lui Dumnezeu împotriva oricărei logici. Versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat,
Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, și aici atenție, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Există anumite măsuri de credință despre care vreau să vorbesc astăzi. Pentru a înțelege aceste măsuri de credință, trebuie cu adevărat să fim planul lui Dumnezeu să le pricep. Dar cred că le veți înțelege. Prima măsură de credință care Dumnezeu o cere, e măsura de credință ca să fim mântuit. Nu poți să fii mântuit decât dacă crezi. Și ascultați-mă bine, Dumnezeu a creat lucrurile și a făcut lucrurile pe acest pământ în așa fel încât cel mai banal lucru în viață este să crezi. Mă nu zice, bă, cum e banal, cum e simplu? Bă, e foarte simplu să crezi. Cel mai simplu lucru în viață e să crezi. De exemplu, uite, este o ușă acolo, ușa aia de acolo, e închisă, dar care de aici poate să spună mie că e deblocată sau blocată? Acum, unul dintre voi zice, bă, ușa aia e deblocată. Dacă tu crezi că ușa aia e deblocată și tu ai de ieșit pe ea în partea respectivă, nu o să ieși pe partea dreaptă, o să ieși pe partea stângă. Dar dacă tu spui că e deblocată, tu spui prin credință că tu nu vezi lacătul că e blocată sau nu. Dar tu, acțiunea care o faci, ieșind pe ea, dovedești că ai avut credință că a fost deblocată. De fapt, toate lucrurile în viață care noi le facem, le facem prin credință. Atunci când te speli pe mâini la robinet deschis, curge apă. Tu crezi că dacă deschizi robinetul, curge apă. Dacă e stricat robinetul, nu mai curge. Tu crezi că dacă bagi cheia în contact la mașină, pornește mașina. Dacă ai rămas fără baterie la mașină. Noi nu mai le gândim că le facem prin credință, pentru că suntem așa de obișnuiți să trăim prin credință. Dar realitatea este că Dumnezeu ne cere același lucru când este vorba despre mântuire. Și spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Pentru că primul act a unui credincios este botezul în apă. Pe degeaba ne spui tu nouă că tu crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele tale după Scripturi. Pe degeaba ne spui tu nouă că tu crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți a treia zi după Scripturi. Pe degeaba ne spui tu nouă că tu crezi că Domnul Iisus Hristos va reveni a doua oară după Scripturi. Că a fost îngropat, că a înviat și că va veni a doua oară după Scripturi. Tu pe degeaba ne spui nouă chestia asta dacă tu nu acționezi cu credința ta, dovedind credința ta prin actul botezului în apă. Nu știu cum te crezi tu. Pentru că primul act a unui credincios este botezul în apă. Îngroparea omului vechi și venind la viață un om nou în Hristos Iisus, mărit să fie Domnul. Există și alte măsuri de credință. Vorbim de trei astăzi, sunt nouă. Măsură de credință, v-a spus problema de ce Dumnezeu de multe ori a vindecat oamenii, dar n-a fost deloc logic modul cum a făcut-o. Haideți să vedem niște exemple. Marcu capitolul 6. Marcu capitolul 6, citim doar versetul 4, versetul 5 și versetul 6. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut să facă nici o minune acolo. Și doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și mai fiți atenți. Și se mira de necredința lor. Acum, problema este aici așa. Zice că a vindecat pe câțiva bolnavi și a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Dar n-a putut să facă nicio minune în satul lui natal. Din pricina necredinței lor. Acum spui, bă, dar o vindecare nu-i tot o minune? Nu. Poate să fie. Dar o vindecare, în contextul care vedem aici, vedem că Dumnezeu face o diferență între darul vindecărilor și darul minunilor.
Și zice că a vindecat pe câțiva. Dar n-a făcut nicio minune. Din pricina necredințelor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu cere o măsură de credință când e vorba de mântuire. Dumnezeu cere o măsură mai mare de credință, o treaptă mai sus, când e vorba de a vindeca un om. Și Dumnezeu cere o și mai înaltă măsură de credință când e vorba de a face o minune. Oamenii ăștia au avut credință la un nivel în care Dumnezeu și-a manifestat puterea și a vindecat pe câțiva. Dar n-au ajuns la măsura de credință în care Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, să-și manifeste puterea de a face minuni în mijlocul lor. Și în satul lui natal n-a făcut nicio minune, din pricina necredinței lor. Da, dar îi spune, bă, dar Domnul Iisus Hristos a avut toată plinătatea Duhului Sfânt. Cum de n-a putut? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este credincios cuvântului Lui. Și ascultați-mă bine. Dumnezeu nu este credincios părerii mele, ideii mele, tradiției mele, concepției mele personale, nici de cum. Dumnezeu este credincios promisiunii Lui și cuvântului Lui. Și Dumnezeu a spus așa, este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu dacă nu te apropii de El prin credință. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și Iacov în capitolul 1 spunea așa, căci cine se apropie de Dumnezeu cu necredință, seamănă cu valul mării care este tulburat într-o parte și alta și zice că Dumnezeu nu ascultă astfel de rugăciune. De ce? Pentru că este un om nestatornic în toate căile sale. Interesant. Când vin înaintea lui Dumnezeu, trebuie să crezi. Credința ce este? O încredere neclintită. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Un alt exemplu, nu vezi că e ușa blocată? Dar crezi că e deblocată. Trebuie să pășești prin credință. Să faceți un pic diferența aceasta între darul minunilor și darul vindecărilor. Dau un exemplu din Scripturi. La un moment dat, Biblia spune că au venit la Domnul Iisus Hristos 10 leproși. Cei 10 leproși l-au rugat pe Domnul Iisus Hristos să se atingă de ei, să-i curețe de lepra lor. Domnul le-a spus conform legii, mergeți și arătați-vă preoților. În timp ce ei erau pe drum, mergând să se arate preoților, deodată s-au văzut toți 10 curățați de lepra lor. Interesant fapt, unul dintre ei, Biblia spune, era samaritean. Și ăsta nu și-a mai continuat drumul la preoți. Prima dată s-a întors înapoi la Domnul. Să-i zică Domnului, mulțumesc. Domnul s-a uitat la el și a spus, oare n-au fost curățați și ceilalți 9? Ba da. Nu s-a găsit decât samariteanul acesta să vină să spună mulțumesc? Și s-a uitat țintă la el și i-a spus, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Acum, Cornilescu o tradus în românește, credința ta te-a mântuit. Dar mântuit de ce? Că cuvântul mântuire are multe semnificații. În engleză, de exemplu, scrie un pic diferit. În engleză scrie așa, și m-am uitat în original cum scrie. Și scrie așa, exact cum scrie și în engleză. Zice, your faith has made you whole. Adică, credința ta te-a făcut din nou un întreg. L-a mântuit de boala lui, de suferințele lui, neputințele lui complet. Din ce punct de vedere? Imaginați-vă că lepra îți mânca oasele. Dacă erai lepros, puteai să rămâi fără degete. Acești 10 leproși, având lepră, erau probabil ciungi. Fără mâini, fără degete unii poate, că cine știe cum arătau de oribil. Au fost cu toții curățiți de lepra lor, adică a dispărut lepra din trupul lor, dar dacă n-ai avut deget, ai rămas fără deget. Ăsta samaritean care s-a întors înapoi să-i spună Domnului mulțumesc. Domnul a manifestat față de el și darul minunilor, nu numai darul vindecărilor să dispară lepra din el, ci și darul minunilor și a spus credința ta te-a făcut din nou un întreg. Dacă n-a avut deget, i-a crescut degetul la loc.
De ce? Pentru că El a pus prioritate mulțumirea, pentru că vreau să vă spun un lucru. Pasul ca să sari acel nivel al credinței este mulțumirea. În momentul în care vei învăța să-i mulțumești lui Dumnezeu înainte să vezi, prin credință să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că Tu te-ai atins de mine și încă n-ai văzut vindecarea în viața ta. În momentul respectiv se va manifesta minunea lui Dumnezeu în viața ta și vei vedea cum Dumnezeu crește mădularul dacă trebuie. Minuni. Pentru că El vrea să facă, ascultați-mă, Dumnezeu vrea să facă minuni și semne în mijlocul vostru mai mult decât vreți voi să facă El în mijlocul vostru. De ce? Pentru că este gloria și slava Lui manifestată când El face. Dar dacă noi luptăm pentru împărăția noastră, ascultă ce spun, este împărăția Lui, nu a ta. Tu faci parte de împărăția Lui. Nu încerca tu să-ți construiești tu împărăția ta pentru slava ta, că atunci Dumnezeu se răscoală împotriva ta. Dar dacă tu lupți pentru împărăția Lui, pentru slava Lui, pentru gloria Lui, atunci El își va manifesta puterea Lui prin tine. Când erai mic în ochii tăi, îi spunea Samuel lui Saul, oare nu eram eu cu tine? Când erai mic în ochii tăi și Dumnezeu te folosea și puneai mâna peste bolnav și se ridica, oare nu era Dumnezeu cu tine? S-au slăbit puterile. Pentru că ai început să zici că tu, să iei tu slava. Pocăiește-te de lucrul acesta. Ca Dumnezeu să retoarne din nou, din harul Lui. Măsură de credință. Când e vorba de vindecare, e o măsură. Când e vorba de minune, e o altă măsură. De exemplu, n-a fost deloc logic modul lui Dumnezeu de a face. Știi care a fost diferența între Moise și poporul Israel, restul oamenilor? Biblia spune în Psalmul 103, zice că Moise cunoștea căile Domnului, dar poporul vedea doar ce făcea Dumnezeu, acțiunile. Poporul vedea, Dumnezeu ne dă mană din cer în fiecare zi. Moise înțelegea de ce Dumnezeu le dă mană în fiecare zi. Poporul vedea că Dumnezeu le dă apă din stâncă. Moise înțelegea de ce le dă Dumnezeu apă din stâncă. Poporul a văzut că au murit 3.000 de oameni odată din cauza că n-au ascultat de Dumnezeu. Moise știa de ce au murit 3.000 de oameni în neascultarea lor de Dumnezeu. Și vedeți, în Noul Testament vedem faptele, lucrurile care Dumnezeu l-a făcut prin Domnul Iisus Hristos. N-au fost logice. La un moment dat, Biblia spune că au venit la Domnul să fie vindecați de El. A venit la El un tată spunând că fata lui e bolnavă grav și o să-ți rogu-te frumos, dacă poți. Erau mulți în casa lui Iair. Când a intrat în casa lui Iair și Biblia spune că au spus către el și au bătut joc de Domnul Iisus Hristos pentru că au văzut că Domnul Iisus Hristos le-a spus că fetița n-a murit și doarme. Ei toți știau că murise. Domnul se uită la Iair și spune, auzi, crede numai. Dar din cauza necredinței lor și din cauza că și-au bătut joc de el, i-au scos pe toți afară, spune Biblia, și a rămas în casă tata, mama, fetei, Petru, Ioan și Iacov. Și a spus, Talita, cum îți spun, scoală-te, numai decât s-a sculat. O înviere din morți, făcută în public, făcută în privat, nu în public. Grup restrâns, din cauza că i-a scos pe toți afară, nu i-a lăsat să vadă. Dar altă circumstanță, Biblia spune că s-au întâlnit două mulțimi de oameni. O femeie care își ducea copilul ei pe ultimul drum
Și s-a întâlnit mulțimea de oameni care venea după Iisus și mulțimea de oameni care merea cu această femeie să-și îngroape copilul. Și Domnul a trecut pe lângă sicriu, s-a atins de raclă, s-a atins de sicriu și a înviat mortul. O înviere din morți făcută în public. Întrebarea se pune așa. De ce pe ăsta l-a înviat în public? În partea asta altă i-a scos toți afară. Nu vede nimeni. Numai ei. Când l-a înviat pe Lazar. Lazar ieși afară. În public. Mulți au fost acolo, mulți au văzut. De ce pe unii i-a eliberat de demoni în public? De exemplu, era o femeie gârbovă în sinagogă. De 18 ani o ținea gârbovă dracu. Și a scrie Biblia. Și Domnul s-a uitat la ea și a spus, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Mai apoi și-a pus amândouă mâinile peste ea și numai decât s-a îndreptat, spune Biblia, a fost eliberată. O vindecare până eliberare. Dar în altă circumstanță, când un tată, Biblia spune că a venit cu copilul lui și l-a rugat pe Domnul, fă ceva, rogu-te, dacă poți să faci ceva, fă ceva. L-am dus la ucenici, n-au putut să-i facă nimic. Copilul meu, din când în când, zice, i-a aruncat când în foc, când în apă. Satana îl tulbură. Dacă poți să faci ceva, tu spui dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și Biblia spune că chiar în acele momente, diavolul l-a trântit la pământ pe acest copil și a început să se manifeste într-un mod ciudat. Și Domnul, interesant acolo cuvântul, spune că repede, când a văzut că mulțimea de la distanță venea în fuga spre el, văzând scena și te atrage privirile, spune Biblia că Iisus repede a poruncit Duhului să iasă afară. Ăia când au ajuns acolo deja au văzut, e bine, ce s-a întâmplat? E bine. Există o măsură de credință care Dumnezeu ne-o cere. Când e vorba de o vindecare, când e vorba de mântuire, când e vorba de vindecare și când e vorba de a face o minune. Și acum ascultați-mă bine. Știu că e timpul înaintat. Cheia ce trebuie să înțelegem noi e unirea credinței noastre. Dați-mi voie să vă dau niște exemple să ne înțelegem, să pricepem lucrurile altfel. La un moment dat, Biblia spune că au venit 4 inși la prietenul lor care nu putea umbla. L-au luat pe targă și pentru că nu puteau intra în casă, au deschis acoperișul, l-au băgat în casă. Când le-a văzut Iisus credința, nu al ăsta, la ea 4, i-a zis la ăsta, iertate sunt păcatele. Au cârtit în inima lor că spuneau, cine este acesta să ierte păcatele? Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, drept. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, numai decât, ridică-ți patul și du-te acasă. Și Biblia spune că s-a întâmplat. Slăvit să fie Domnul. Minune făcută în public. Dar manifestarea credinței celor 4. Exemplu ca să ne înțelegem. Să zicem că vine cineva care e bolnav de cancer și noi ca biserică ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să vindece de cancer. Dacă eu am măsurile astea de credință. Acum nu știu cum Dumnezeu măsoară măsura de credință. Dar el așa zice, măsură de credință. Și cine prorocește, spune Biblia, prorocește pe măsura credinței lui. Există o măsură de credință. Acum, cum crești în credință? Roman, capitolul 10, versetul 17. Vorbim practic. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Cu cât studiezi mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu cât ajungi să-L cunoști mai mult pe Dumnezeu, este mai simplu să crezi. Este mai greu să nu crezi. Dar dacă vine cineva care e bolnav de cancer și noi ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, să zicem că Dumnezeu cere 100 de măsuri de credință ca să vindece un om de cancer. Nu știm câte cere, dar exemplu ca să ne înțelegem. Să zicem că eu am 5 măsuri, facem toți de aici la un loc 100% de măsuri de credință în balanța lui Dumnezeu, cum Dumnezeu cântărește lucrurile lui. Să vindecă sau nu să vindecă? Să vindecă. Pentru că cine vine înaintea lui Dumnezeu cu credință este cu neputință.
decât cu credință. Dar dacă vii cu credință, Dumnezeu te ascultă. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. E cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios cuvântului Lui. Dar întrebare, ce se întâmplă dacă vine același om să ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-l atingă, să-l vindece? Și eu am 5% credință, 5%, ajungem să fim 100%, dar există oameni în mijlocul nostru care ei n-au credință, ei au necredință. Ei, în loc să pună balanța în pozitiv și Dumnezeu să facă minunea, el o pune în partea aia. Și acum noi, în loc să ajungem la 100% de măsuri de credință când ne rugăm, suntem la 90%. Vă întreb, îl vindecă Dumnezeu, da sau nu? Nu îl vindecă! Spui, dar cum? Pentru că Dumnezeu e credincios cuvântului Lui. Și El a spus așa, în Iacov, capitolul 1, dacă vii cu necredință, Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Da, într-adevăr, există oameni care Dumnezeu le-a dat o măsură mai mare de credință și suprapune necredința slăbănogului, ăia 4. Și Dumnezeu totuși s-a atins de el când le-a văzut Iisus credința. Există o credință care Dumnezeu vrea ca să o punem la un loc. Ascultați-mă ce vă spun. Am stat și m-am întrebat eu pe mine însumi dacă nu cumva din cauza mea, nota, a mea, nu s-au vindecat unii oameni pentru că Dumnezeu m-a dus în acea zi, acea seară de rugăciune la biserică și mi-a spus, mei la biserică, m-am dus la biserică, m-am ascultat până acolo. Dar când se făcea ultima rugăciune pentru bolnavi și au venit mulți în față să fie unși cu un de lemn, eu, în loc să asist cu măsura mea de credință și să pun trupul meu ca o jertfă vie, sfântă și plăcută pe altarul Lui, în așa fel încât să fie socotită măsura mea de credință înaintea Lui și să fie bonus în plus să se vindece, eu n-am asistat cu ea. Eu am stat și m-am uitat, oare se va vindeca sau nu. Și nu s-a vindecat. Și s-ar putea că nu s-o vindecat din cauza mea. Ascultați-mă, poate că te afli și tu în poziția care am fost eu odată. Dumnezeu m-a vorbit chestiile astea să mă trezească pe mine la realitate, să înțeleg o chestie. Beni, tu faci parte dintr-un trup. Tu ești mână, trebuie să simți cu cealaltă mână care o doare. Tu ești gură, tu trebuie să simți, tu trebuie să încurajezi, tu trebuie să vorbești. Beni, eu te-am dus la biserică cu un scop, tu ești mădular. Tu nu ești nimeni în drum aici. Știi că Dumnezeu ascultă rugăciunea făcută în ascuns? Știi că Dumnezeu vede măsura ta de credință care tu ai mijlocit pe ultima bancă și te-ai rugat? Doamne Iisuse, ai milă de sora cu tare, ai milă de fratele cu tare. Știi că ai pus măsuri de credință pe altarul Domnului? Știi că Dumnezeu le vede? Tu știi că Dumnezeu prin toate lucrurile astea face minuni? Și tu spui, bă, uite, a colocat Dumnezeu. O fă rugăciunea ta. O fă rugăciunea noastră. Și voi aveți un proiect mare de făcut. Ascultați-mă bine, aveți un Dumnezeu mare. Amen. Dacă veți pune măsura voastră de credință împreună, ascultă, nu-ți pasă ce se întâmplă în lume. De ce? Pentru că Dumnezeu e în controlul tuturor circumstanțelor din lume. Mă scuzați că am depășit peste cu câteva minute, dar trebuie să spun chestia asta. Locuiam în America și am stat acolo 18 ani. Am văzut multe lucruri frumoase și bune care am luat de la bisericile de acolo. Unul dintre ele era măsura de credință care acești oameni o aveau să pășească peste puterile lor. Din punct de vedere financiar, de exemplu, un păstor de acolo a făcut un anunț. În 3 luni de zile vrem să construim o biserică. Trebuie să deschidem al 9-lea campus, spuneau ei, și avem nevoie de 3 milioane de dolari. 300 de mii costă pământul și restul ca să construim. Și au spus că în 3 luni de zile planul e că să fie gata. Colecta care se va face astăzi, a spus el, o facem pentru acea lucrare. O singură colectă facem. Și colecta nu s-a făcut, că la ei nu se face așa, ca să vină cu în fața ta. Așa e diferit la ei. Nu e o problemă că faceți așa. Doar e diferit la ei. Iau o cutie în fața bisericii, cine bagă acolo în spatele bisericii, bagă cutia respectivă și cei mai mulți oameni donează prin internet, cont bancar.
La sfârșit de zi s-a făcut anunț. La o singură colectă s-au strâns peste 3 milioane de dolari. Ascultați-mă, știi de ce s-a putut lucrul acesta? Pentru că a fost suveranitatea lui Dumnezeu care le-a spus la fiecare în minte. Auzi, tu trebuie să dai 100 de dolari. Auzi, tu trebuie să dai 1000 de dolari. Tu trebuie să dai 5 dolari. Lasă pe Dumnezeu să te călăuzească. Nimeni nu cerșește bani. Avem un Dumnezeu în cer, ne rugăm. Dar fiți conștienți, lucrarea este a lui Dumnezeu în beneficiu vostru. Dacă vă uniți credința când e vorba de a vă ruga pentru un om bolnav, 100% se va vindeca. Dacă vă uniți credința când e vorba de a face un proiect, o construcție, o ce o fie ea, 100% Dumnezeu va fi cu voi și vă va da biruință. Dacă nu vă veți mai vorbi de rău, dacă vă veți opri din a bârfi, Dumnezeu într-adevăr vă va uni, vă va binecuvânta și veți avea propășire. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru toată această dimineață, aceste ore că le-am petrecut în prezența Lui. Iubiții mei, vă invit să stăm ridicați. Și la finalul acestei părți de zi cât am stat în prezența Domnului, haideți să venim cu mulțumire înaintea Lui pentru tot ceea ce a lucrat El pentru noi în viețile noastre, pentru timpul binecuvântat care l-am petrecut și haideți să ne rugăm ca Domnul să ne mărească credința. Doamne, mărește-ne credința, ajută-ne să credem că și Tu poți să faci lucruri minunate în poporul Tău, în Biserica Speranța, în orașul Linț, în țara aceasta, prin noi care să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Iar la finalul slujbei să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Amin. Surori, înainte ca să plecăm, binecuvântați pe cel din stânga, pe cel din dreapta și ne ducem acasă, ne întâlnim după masă, nu uitați, pentru duminica viitoare se schimbă ora. Da, cred că vom avea timp să ne odihnim mai mult și să fim toți împreună. Domnul să fie cu noi. Amin.